Domnul Petru Luhan încă este tânăr, putem spune, dar nu mai este atât de, ca să zic așa, cu caș la gură în ceea ce privește multe lucruri din cele care se întâmplă. Când ați intrat în politică? În 2007. 2007? A, fix la 100 de ani de la 1907. Exact. Deci, fiți atenți, e un semn ăsta. Deci de la 1907, în 2007, nu? Și cum s-a petrecut chestia asta? După ce mi-am terminat studiile în Germania, America și Australia, am fost trimis, de fapt, de companie din Franța. Adică? Eu n-am reușit să le termin într-un singur loc. Adică cum? Ce studii? Economie. Am făcut un bachelor și două masterate. Un studiu bachelor și două master. Cum se traduce românește? Este, practic, studiu de bază. Bachelor nu înseamnă burlac sau... Poftim? Burlac, cum se zice? Bachelor. A, deci e cu gâtul în față sau cum? Dacă vreți, întreb în detalii și pe tema asta. A avut loc și la nivel european o reformă uriașă. Tratatul de la Bologna, dacă vreți, când au încercat să uniformizeze puțin sistemele de studii în Europa. Până atunci trebuia să faci recunoașterea diplomelor dintr-o țară în alta, inclusiv în interiorul Uniunii Europene. Deci Germania, America și? Poftim? Germania, America și? Și Australia. Și Australia. După care am fost trimis, de fapt, din Frankfurt în Sibiu. Am preluat o funcție de manager financiar la o companie multinațională. Da. De acolo am fost racolat de o multinațională din București. Aici, printr-un avocat care de oferea interne, servicii... De interne, multinațională aia, pe interne sau pe externe? Nu, am fost stăpânind doar cu... Când zici racolat, mi-aduce aminte de cum se racolau băieții odată. Racolat prin headhunter. Headhunter, adică cei care racolează forță de muncă calificată de la o companie la altă. Băi, jur, îmi face o deosebită plăcere să întrebări. Headhunter, dragii mei, sunt pe vechi aia, tăietorii de capete. Deci, vă dați, mergeai până Papua Noua Guinea și spuneai, ce faceți mai aici? Zice, headhunter suntem. Era oarecare vânătoare pe vremea respectivă a forțelor de muncă calificate, în special era greu de... Păi tocmai vă trimisese o companie internațională, ați spus, nu? Da, la Sibiu. La Sibiu. Și alții deja vroiau să vă... Și după un an și jumătate m-au racolat alții din București. Era oricum greu să găsești finanțiști vorbitori de limba germană. Aha. Și probabil că ăsta a fost norocul meu, că am învățat limba germană. Și am preluat o funcție de manager financiar la o multinațională în București. Okay. După care, prin cineva din multinațională respectivă, am cunoscut pe fostul ministru al agriculturii pe vremea respectivă, care mi-a făcut propunerea să devin managerul public al județului Suceava. Suceava? Da, eu de acolo provin. Eu sunt bucovinean. Și, bineînțeles, puțin neatractiv din punct de vedere financiar, dar, precum în viață, nu toate deciziile trebuie să se bazeze adică pe... e prefect, e președinte de Consiliul Județean și manager, ce înseamnă? Manager public, orice președinte de Consiliul Județean și mai nou și orice primar poate să-și angajeze un manager public pentru activitățile operaționale administrative. Adică eram oarecum ordonator de credite în tot ce se întâmpla în județul Suceava. Infrastructură, cultură, social, educație, tot era oarecum alimentat prin bugetul de la Consiliul Județean. Și dar cineva? Era fluturi? Venise? Apăruse deja? Atunci mi-a făcut propunerea să deci ajut el, inclusiv pentru parte de... Și atunci ați intrat în PD, nu? Atunci am intrat în PD. Am înțeles. Deci, ce putem nota, cum să zic, semnificativ pe județul Suceava? Că multă lume... Acum, dacă la Alexul Ceveni e problema lor și nu mă bag în chestia asta, dar multă lume și înjură. Ce a făcut Suceava din 2007 încoace? Cu mândrie spun că atunci când am venit, județul Suceava era pe ultimul loc la capitolul accesare fonduri europene și am reușit cu multă muncă și cu o echipă frumoasă în jurul meu să-l aduc pe locul 2 la accesare fonduri europene în țară. Pe țară? Pe țară. Adică fiind managerul ăsta pe Suceava, de fapt partidul v-a dat o... Nu. Am adus județul Suceava de pe ultimul loc, pe locul 2, la accesare fonduri europene. Și la ce s-au folosit? Am creat infrastructură, adică drumuri județene, drumuri comunale, infrastructură socială, case de copii, case de bătrâni, infrastructură educațională, școli noi și reabilitare școli existente,
Cred că astăzi Suceava este județul cu cel mai mic procentaj de școli cu toaletă în curte. Da? Și nu în ultimul rând, am susținut IMM-urile să investească în ceea ce se putea local, respectiv agricultură și turism. Cam astea două au mai rămas pe județul Suceava. Bineînțeles că după aproximativ un an și ceva au apărut... Neamțul ăla cu austriacul ăla unde are sediu în Suceava? Lângă Rădăuți. În ce județ? În județul Suceava, da. Deci asta e o realizare, zic eu. Era venit deja când am ajuns eu acolo. Da? Și da. Nu poate fi... Austriac, nu e. Nu austriac, austriac. Da. E tot în regulă? Zice, nu, nu știu. Nu am acces la contabilitatea asta. Da. Care se prăpăd. Deci cu pădurile cum? Mai mergeți pe acolo? Mai aveți... Merg des acolo cu părinții mei și merg foarte des, dar el susține în continuare că importă foarte mult din Ucraina, care este la 19 km de la Rădăuț. Da? Repet, nu am acces la contabilitatea asta. Dar infrastructura în județul Suceava s-a făcut foarte bună. Mai mult decât atât, Bucovina are ce oferi din punct de vedere... Și atunci, de ce această discuție de atâția ani? Pentru că atunci când a fost Mitrea, Hrebenciuc și aveau interes, să zic, până în... Mitra mai puțin, mi se pare că ele din Sighișoara. Dar Sechelariu, ăștia, nu știu ce, au rezolvat un drum destul de civilizat, până la Bacău. Până la Roman, chiar. Până la Roman? Da, la Roman, la sensul după Roman, la sensul giratoriu, drumul dezvoltat, extins, face la dreapta spre Iași. Deși inițial era proiectat spre Suceava, Siret. Și când vorbim de această realitate și dorință de 20 de ani, tot vorbim de autostrada Moldova. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că, din păcate, acest centru de dezvoltare economică nu este conectat cu restul centrelor. Iași, Suceava, Neamț, din păcate nu sunt conectate, adică, cu restul lumii. Că pe aici, pe acolo, sunt niște drumulețe cât de cât civilizate, dacă să te duci la părinți, la cumetri, la nu știu. Exact. Dar o linie pe patru benzi, așa, București sau unde? Cu cine trebuie să lege asta? Cu Bucureștiul sau cu Constanța sau cu Vestul? Odată cu Vestul, în primul rând, adică, pentru că... Și ea pe unde să fie? Pe unde se duceau domnitorii pe învechime, pe la cheile, pe acolo, pe la... Cheile Bicazului, Bicazul, da. Pe unde zicea Petru Rareș. Da. Deci când vorbim de autostrada Moldova, ea trebuie să fie Iași direct cu Occidentul. Ea este deja desenată pe harta TNT, Trans-European Network of Transportation. De cât timp e desenată? Iarăși, mă bucur să vă pot anunța că am redesenat în perioada mandatului meu în Parlamentul European harta TNT și am pus această autostradă. Ce TNT pentru telespectator? Trans-European Network of Transportation, adică rețeaua europeană de transporturi, atât feroviară cât și rutieră, și am legat pe rutier Budapesta de Chișinău, care trece prin Târgu Mureș, Iași, și la 49 de km de Suceava. Deci pe plan scriptic. E un proiect. E aprobat, există directivă în acest sens. Din 2014 și clar este atributul țărilor membre să facă proiectul tehnic și să-l financeze. Și aici vorbim Ungaria, România, Moldova? Exact. Și astea trei țări n-au urnit proiectul ăsta de 7 ani? Banii sunt? Banii sunt alocați. De către Comisia Europeană, bineînțeles că... Domnul Luhan, ăsta e din Chaplin, așa, din stașimea... Dacă ne uităm la câte guverne s-au perindat la cârma țării noastre în ultima perioadă, ajutați-mă dumneavoastră să dau vina pe cineva. Ungurii și Moldova sunt aici. Doar noi blocăm această treabă? Eu cred că da. Ungurii au făcut până la Debreceni. De acolo trebuie să o luăm noi, să o continuăm mai departe. Până la Chișinău, până la ieșire din țară, de la Iași spre Chișinău. Și moldovenii ce au făcut? Au o bucățică... Au și ei un drum extins, într-adevăr, pe la Albița, pe acolo, dar eu cred că ar trebui să devină o prioritate și cred că liderii locali ar trebui să devină puțin mai vocali. Cei din Moldova, mă refer de data asta. Păi da, aici vorbim și de, eu știu, Satu Mare, Mureș... Vorbim de Bistrița, Mureș, pe unde o treceți? Bistrița, Suceava, Neamț, Iași... Chiar și Vaslui și Botoșani pot beneficia de această autostradă. Acum
să zicem că lucrurile ar trebui să meargă așa. Da. Deci PSD, nu mai putem... PNL, UDMR ar trebui să zică, bă, ia să-i dăm drumul. Din punct de vedere decizional aveți dreptate. Din punct de vedere financiar nu mai există o problemă pentru că există fonduri alocate pentru așa ceva. Eu cred că mai degrabă ne încurcă birocrația și lipsa de inițiativă managerială la nivel administrativ în România. Pentru că într-adevăr, legea încă este complicată și nepermisivă în ceea ce privește expropierile și mai mult decât atât, dar există îmbunătățiri și acolo, da? Și mai mult decât atât, inițiativa guvernului de a finanța această autostradă în următorii 5 ani, dacă păi, guvernul cât trebuie să finanțeze din chestia asta? TNT-ul, Europa, Bruxelles? Nu, TNT-ul este... Păi nu zic, România trebuie, guvernul noi trebuie România să punem banii sau sunt bani europeni? Sunt bani europeni alocați pe programul operațional de infrastructură mare, care pot fi folosiți pentru înființare, construcții de la zero, îmbunătățiri, extindere, modernizări, autostrăzi și drumuri naționale. Acest lucru ține astăzi doar de decizie politică și de inițiativă managerială. Ne întoarcem după câteva minute, dragi prieteni.